Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi. Comoara specială a lui Dumnezeu. Textul de memorat îl găsim în Exodul, capitolul 19, cu versetul 5. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Dacă israeliții urmau norul care îi conducea către țara Canaan. Acum nu mai aveau niciun motiv să-și facă griji pentru mâncare și apă, pentru că Dumnezeu le dădea tot ce aveau nevoie. Când norul s-a oprit deasupra muntelui Sinai, ei și-au montat corturile în deșertul întins, la baza muntelui. Trecuseră câteva săptămâni de când părăsiseră Egiptul. Muntele Sinai era impresionant. Părea ca un turn ce se ridica spre cer din terenul plat al deșertului. Astfel privind de sus, oamenii puteau vedea norul așezat pe vârful lui. Când Domnul i-a spus lui Moise să urce pe munte, el a ascultat numai decât, iar oamenii l-au așteptat în tabără. Dumnezeu i-a vorbit lui Moise din nor și i-a dat o solie pentru oameni. Și ce solie! Trebuie să se fi bucurat tare mult când au auzit-o. Haideți să vedem capitolul 19 din cartea Exod, începând cu versetul 3 la versetul 7. Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte zicând: așa să vorbești casei lui Israel și să spui copiilor lui Iacov: ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici. La mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Moise a venit, a chemat pe bătrânii poporului și le-a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Dumnezeu. Dacă urmau să asculte de Domnul, el avea să se țină de promisiunea pe care le-o făcuse lui Avram, Isaac și Iacov. Asta însemna că urmau să devină un popor special. Câtă bucurie! Cât de minunat! Ce promisiune solemnă! Un legământ au făcut ei pe care Moise i-a transmis-o Domnului din partea poporului. Haideți să citim versetul 8. Tot poporul a răspuns: vom face tot ce a zis Domnul. Moise a spus Domnului cuvintele poporului. Israeliții fuseseră robi timp de mulți ani. Nu aveau idee despre ce era de făcut ca să devină poporul minunat pe care Dumnezeu a promis că îl va forma din urmașii lui Avram, Isaac și Iacov. Nu realizau cât de ignoranți erau și cât de mult aveau nevoie să învețe. Dumnezeu însă a înțeles, iar când timp au stat la muntele Sinai, el le-a arătat cum să devină poporul promis de el. Au fost ei serioși când au făcut promisiunea? Dumnezeu a spus să-și împlinească promisiunea dacă. Dacă ce? Acest cuvânt mic din versetul 5 era foarte important. Aplicație. Legământul făcut de Dumnezeu cu Avram, Isaac și Iacov a depins mereu de acest cuvânt mic, dar foarte important din 4 litere. Dacă aveau credință în puterea lui de a-i ajuta să devină supuși, el avea să se țină de promisiune mereu, indiferent de cât de greu ar fi părut acest lucru. Cum? Israeliții au promis să facă tot ce a spus Domnul, dar credința este absolut necesară pentru a ne ține de promisiunile pe care le face, mai ales de aceea de a asculta de Dumnezeu. Credința înseamnă să încercăm să facem tot ce putem pentru a asculta cu adevărat de El și să credem că El ne va da putere să ascultăm. Este foarte important să ne amintim că este imposibil să ne încredem cu adevărat sau să ascultăm cu sinceritate bazându-ne pe propriile puteri. Dar când îi cerem lui Iisus să trăiască în noi, vom avea credința Lui pentru a crede și puterea Lui pentru a asculta. Au demonstrat israeliții că au credință în Domnul? Nu. De fiecare dată când venea un test, ei îl picau.
Deși Dumnezeu făcuse multe minuni, cei mai mulți dintre ei încă se îndoiau de Domnul că va avea grijă de nevoile lor. Nu aveau absolut niciun motiv să se murmure și să se plângă, dar totuși au făcut acest lucru de multe ori și mulți dintre ei chiar își doreau să nu fi părăsit Egiptul. Acum, la Sinai, au făcut o promisiune solemnă de a crede și asculta de Domnul. Oare urmau să se țină de această promisiune? Poporul pe care Dumnezeu promisese că îl va face din ei urma să fie foarte diferit de orice alt popor din lume. Nu urmau să aibă un rege, președinte sau dictator. Dumnezeu avea să fie conducătorul lor, iar primul lor lider era Moise. Dumnezeu putea să-și țină promisiunea doar dacă ei își respectau partea, supunându-se prin credință și prin puterea lui. Altfel, el nu-i putea binecuvânta. Neascultarea de Domnul este același lucru cu ascultarea de Satana și este imposibil să asculți de doi stăpâni în același timp. Ascultarea de Satana duce la moarte veșnică. Ascultarea de Dumnezeu, prin puterea lui, duce la viață veșnică. Domnul a spus poporului să se pregătească pentru o întâlnire în cadrul căruia avea să vorbească direct, de data aceasta, fără mijlocirea lui Moise. Ce trebuia să facă pentru a fi gata de evenimentul solemn? Haideți să continuăm cu versetul 10 la 13 din Exod, capitolul 19. Du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va pogorâ în fața întregului popor pe muntele Sinai. Să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui, să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui. Oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. Nici o mână să nu se atingă de el, ci pe oricine se va atinge să-l omoare cu pietre sau să-l străpungă cu săgeți, dobitoc sau om, nu va trăi. Când va suna trâmbița, ei vor înainta spre munte. Aplicație. Cum arătăm respect față de Dumnezeu când mergem în casa Lui? Este important să fim curați și îngrijiți? Ar trebui ca și inimile noastre să fie curate? Dumnezeu vorbește. Israeliții s-au pregătit pentru ca Domnul să le transmită legea Lui, în mod direct și nu prin Moise. Dumnezeu nu și-a dorit ca doar hainele și trupurile lor să fie curate, ci El a vrut ca și inimile lor să fie curate. În cea de-a treia zi s-a auzit un sunet lung de trâmbiță. În timp ce citești ce s-a întâmplat, imaginează-te acolo printre israeliți în acea zi. Exod 19, cu 16 la 20. A treia zi dimineață au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița a răsunat cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-au așezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se pogorâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui coptor și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbița răsuna tot mai puternic. Mai se vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Domnul s-a pogorât pe muntele Sinai, și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui și Moise s-a suit. Dumnezeu i-a spus lui Moise să coboare ca să asigure că oamenii au înțeles cât de respectuoși și atenți trebuie să fie. Ce a spus Moise și cum a răspuns Domnul? Domnul a zis lui Moise, pogoară-te și poruncește poporului cu tot din adinsul să nu dea buzna spre Domnul, ca să se uite, pentru ca nu cumva să piară un număr mare dintre ei. Preoții care se apropie de Domnul să se sfințească și ei ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moarte. Moise a zis Domnului, poporul nu va putea să se suie pe muntele Sinai, căci ne-ai oprit cu tot din adinsul zicând, hotărăște
anumite margini în jurul muntelui și sfințește-l. Domnul i-a zis, du-te, pogoară-te și suie-te apoi iarăși cu Aron, dar preoții și poporul să nu dea buzna să se suie la Domnul, ca nu cumva să-i lovească cu moartea. Moise s-a pogorât la popor și le-a spus aceste lucruri. Toate privirile erau îndreptate spre munte. Vârful era acoperit de un nor gros, care a devenit foarte negru și dens. Acesta a cuprins versanții până când întregul munte a fost învăluit într-un întuneric misterios. Apoi s-a auzit un sunet puternic de trâmbiță, ceea ce însemna că oamenii trebuiau să se apropie pentru a se întâlni cu Domnul. Pe când Moise îi conducea la baza muntelui, fulgere străbăteau norul, iar zgomotul tunetului răsuna împrejurul muntelui. Din nor se ridica fum, iar trâmbița se auzea din ce în ce mai tare. Crezi că râdea sau glumea cineva? Nu. Toți tremurau de frică. Nu era ca un film de groază. Totul era real și foarte înspăimântător. Chiar și Moise tremura. Dintr-o dată, toate sunetele înspăimântătoare au dispărut și s-a lăsat o liniște mormântală. Nimeni nu știa că în nor, alături de Dumnezeu, se aflau și mulți îngeri. Îl ascultau și ei vorbind cu glas de tunet din întunericul dens care acoperea muntele. Rar și solemn, cuvintele se auzeau din interiorul norului. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. El dorea ca ei să știe cu voce puternică pe care o auzeau era a Dumnezeului iubitor, care îi scosese din Egipt și se îngrijise de ei în deșert. Apoi vocea a continuat. Dumnezeu a rostit cele 10 porunci care aveau să conducă poporul Israel către el. Cel care putea să facă din acest popor mare și cel mai bun popor din lume, dacă aveau să asculte de el. Aplicație. Dumnezeu este singurul care ne poate scoate din robia păcatului. Minunata lui lege ne ajută de asemenea să vedem cât de mult avem nevoie să depindem de el în fiecare zi. Legea dragostei. Tunetele și fulgerele înspăimântătoare, cu tremurul și fumegarea muntelui, precum și sunetul înfricoșător al trâmbiței, s-a oprit. Apoi a fost o liniște solemnă, urmată de o voce minunată a lui Dumnezeu, spunând, cele 10 porunci bazate pe un cuvânt din 8 litere. Dragoste. Le poți găsi în Exodul, capitolul 20, cu versetele 3 la 17. Toți creștinii știu despre cele 10 porunci. Mulți le pot spune pe de rost. Unii chiar cred că acestea au fost anulate când Iisus a murit pentru noi, dar foarte puțin înțeleg adevărata lor semnificație și faptul că ele se aplică la tot ceea ce ne gândim și facem. Izraeliții trebuiau să învețe acest lucru, iar noi, de asemenea. În timp ce ascultau cele 10 porunci, izraeliții au realizat cât de oribil este păcatul și că erau niște păcătoși. Vocea lui Dumnezeu și tot ceea ce se întâmpla în jurul lor păreau mai mult decât puteau ei suporta. Tremurau de frică. Ce le-au rugat ei pe Moise să facă? Haideți să ascultăm Exod, capitolul 20, cu versetele 19 la 21. Ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Moise a zis poporului, nu vă spăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți. Poporul stătea în depărtare, iar Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu. Dumnezeu a înțeles sentimentele lor, așa că, după ce a dat cele 10 porunci, El a vorbit doar cu Moise și i-a transmis multe alte legi pentru popor. Legi bazate pe principiile dragostei, dar separate de decalog. Apoi, când Moise a spus poporului celelalte legi, ce au spus ei? Exod, capitolul 24, cu versetul 3.
vom face tot ce a zis Domnul. Apoi Moise a scris celelalte legi în Cartea Legământului și le-a citit poporului. Ce au spus oamenii când Moise a terminat de citit? Haideți să continuăm cu versetul 7. A luat Cartea Legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Dumnezeu le-a dat și legi despre jertfe și sărbători. Aceste legi arătau către Iisus și au fost anulate când El a murit pentru noi. Totuși, cele 10 porunci nu au fost anulate. Ele au fost instituite de dinainte să existe israeliții și sunt valabile pentru toți oamenii. Aplicație. Adam și Eva au fost creați cu legile Domnului în minte și le-au transmis descendenților lor. Noe și Avram știau cele 10 porunci și ei le-au transmis urmașilor lor. Dumnezeu însuși le-a rostit de pe muntele Sinai. La fel ca Adam și Eva, și noi le putem avea în mințile noastre. Practicarea dragostei. Israeliții aveau nevoie să știe cum să pună în aplicare principiile din cele 10 porunci, cum aveau să-și arate ei dragostea față de Dumnezeu, cum aveau să îl onoreze, să îi se închine și să asculte. Deja știau ceva despre păstrarea sabatului. Trebuia să învețe mai multe. Unde aveau ei să se închine Domnului? Ce fel de jertfe de daruri aveau să-i aducă? Cum aveau să-și arate dragostea și respectul față de alții, incluzând membrii familiei, văduvele și orfanii, slujitorii, străinii, conducătorii, oamenii săraci, răufăcătorii sau chiar inamicii lor? Israeliții nu aveau experiență în ceea ce priveau guvernarea, pentru că fuseseră robi. Dacă nu ascultau de legile egiptenilor, pentru robi erau pedepsiți crunt. Care aveau să fie consecințele sub guvernarea lui Dumnezeu când legile lui aveau să fie încălcate? Israeliții aveau multe lucruri de învățat. Pe lângă regulile referitoare la relaționarea dintre oameni, existau reguli privitoare la îngrijirea animalelor și reguli cu privire la speciile de animale care puteau fi consumate. Ei aveau nevoie de reguli pentru sănătate și tratarea bolilor, dar și de legi pentru proprietate și pământ. Dumnezeu i-a chemat pe Aaron și pe cei doi fii ai lui, împreună cu cei 70 de lideri israeliți pe munte cu Moise. Dumnezeu le-a permis să vină suficient de aproape să vadă lumina glorioasă care îl acoperea, dar ei nu-l putea vedea fața. Nici măcar Moise nu era suficient de pur și sfânt să o vadă. Într-o duminică, Dumnezeu i-a spus lui Moise să urce iar pe munte și de data aceasta să-l ia doar pe Iosua cu el. Pentru că ei urmau să stea acolo pentru mai mult timp, Aaron și Hur aveau să fie la conducerea taberei cât timp ei erau plecați. De duminică până vineri, Moise și Iosua și-au cercetat inimile și s-au rugat, așteptând răbdători pe munte lângă nor. Beau apă dintr-un pâriaș și mâncau mana care cădea pe pământ în fiecare noapte pentru ei, la fel cum cădea și pentru tabăra din vale. Apoi, în ziua sabatului, norul s-a deschis, chiar și oamenii din câmpia de jos au văzut gloria strălucitoare a lui Dumnezeu ca flăcări care ieșeau din nor. În timp ce ei priveau, Dumnezeu l-a chemat pe Moise în nor, unde se afla el însuși. Aplicație. De ce sunt importante regulile? Toate guvernele au nevoie de reguli. Promisiunea încălcată. După ce Moise a intrat singur în nori, Iosua încă avea apă și mană în timp ce aștepta afară. Însă Moise nu a mâncat și nu a băut nimic timp de 40 de zile și 40 de nopți, cât a stat în nor, unde Dumnezeu îi spunea multe lucruri. La sfârșitul celor 40 de zile și 40 de nopți, Dumnezeu i-a dat lui Moise ceva foarte special. Ce anume? Haideți să citim Deuteronomul, capitolul 9, cu versetele 9 la 11. Când m-am suit pe munte ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care
l-a făcut Domnul cu voi, am rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânc pâine și fără să beau apă. Și Domnul mi-a dat cele două table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu și cuprinzând toate cuvintele pe care vi le spusese Domnul pe munte din mijlocul focului, în ziua când tot poporul era adunat. După acele 40 de zile și 40 de nopți, Domnul mi-a dat cele două table de piatră, tablele legământului. Jos în tabără, israeliții au așteptat săptămână după săptămână ca Moise să se întoarcă. În cele din urmă s-au hotărât să nu-l mai aștepte și să nu se mai lase conduși de norul de pe munte. În schimb, i-au cerut lui Aaron să le facă un chip pentru a-i conduce. Ce chip a făcut el și cum i s-au închinat oamenii? Unui vițel de aur, care a fost făcut de Aaron din toate bijuteriile pe care ei le-au adus din aur. Cum te-a făcut Aaron așa ceva? Cum îl putea compara pe Dumnezeu cu un vițel? Ce repede au călcat oamenii promisiunea sfântă pe care o făcuseră de 3 ori? Ce a spus Domnului Moise că merita poporul? Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum, lasă-mă! Mânia mea are să se aprindă împotriva lor și voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Dumnezeu îl testa pe Moise și dacă el nu ar fi învățat dragostea adevărată și răbdarea, ar fi fost tentat să accepte propunerea lui Dumnezeu. Moise se gândea numai la ce aveau să creadă celelalte popoare despre Domnul dacă și-ar fi distrus poporul. L-a rugat pe Dumnezeu să ierte și el i-a iertat. Ținând cele două table de piatră pe care i le dăduse Domnul, Moise a coborât de pe munte împreună cu Iosua. Ei au auzit oamenii strigând înainte ca să-i poată vedea, iar Iosua, fiind soldat, a spus că în tabără este un strigăt de război. Moise știa că zgomotul era cauzat de ceva mai grav decât războiul. Aplicație. Suntem noi mai capabili decât israeliții să ne ținem de promisiuni față de Dumnezeu? Cine este singurul care ne poate da credință și putere pentru a ține legea lui Dumnezeu? Fiți binecuvântați ca să înțelegeți cât de minunat este viața atunci când îi slujiți lui Dumnezeu. Domnul cu voi!